Bun, reluăm discuția, doamnelor și domnilor, cu președintele Partidului Socialist Român pe țară, întâmplător vâlcean, domnul Constantin Rotaru, care face observații extrem de interesante. Eu o să reiau ce a spus domnia sa la finalul primei părți a discuției, și anume că în Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea, fostul Partid Democrat Liberal și fostul PD are 3 candidați la primăria Râmnicului. Într-adevăr, cei care și-au anunțat până acum candidatura, mai puțin domnul Florin Brăgău de la Partidul România Unită, cred că n-a fost pe la PD, dar cine știe, o să-l întreb, sunt de la PD și domnul Romeo Rădulescu și domnul Mircea Gutău și domnul Grig Crăciunescu. Foarte vă felicit, vă spun o idee absolut extraordinară. Cum se explică treaba asta? Cei de la PD au învățat mai bine școala vieții și reușesc mult mai ușor să se strecoare și să se impună. Asta pe de o parte. Dacă ne uităm la PNL, acolo, să zicem, pe de o parte sunt justificări pentru că au făcut fuziunea, dar altfel, cine nu are niciun fel de explicație de dat, este PSD-ul. PSD-ul care spuneam că este un partid mare, PSD-ul care are oameni, are de unde să-și aleagă mulți candidați, dar sunt niște oameni puțin mai cuminți. Eu vă spuneam și altă dată dumneavoastră, PSD-ul la vârf a fost întotdeauna de dreapta, în frunte cu domnul Ion Iliescu. Domnul Ion Iliescu a fost un lider de dreapta, fără să trecem peste ceea ce afirmă lumea. Faptele domnului Ion Iliescu, care într-adevăr n-a furat, care n-a făcut ce fac ăștia, cum e expresia populară, a creat toate condițiile pentru ca ei să fure. Asta pe de o parte, și în timp ce conducătorii PSD-ului sunt de dreapta, au fost și sunt de dreapta, membrii de partid ai PSD-ului sunt oameni de stânga. Oameni cinstiți, oameni cu bun simț, oameni mai retrași, oameni care Nu mizează pe afaceri. Nu mizează pe afaceri și se jenează să intre într-o competiție din asta absolut mizerabilă. Da, dar fiți atent că mi-ați deschis capul, pur și simplu. Încă o dată sunt invidios pe asta. Deci de la PDL sunt 3 candidați la primărie. Candidatul PNL pentru Consiliul Județean, Buican, nu e nici el de la PNL, e de la Țărăniști. Bine. Iar liberalul liberalilor, care a fost din 90, 91, 92, ceva de genul, în PNL, senatorul Darnițu a plecat la ALDE. Ca să vedeți paradox. Da, da, este paradox. În ceea ce îl privește pe Darnițu, plecarea lui Darnițu la ALDE, aici nu este vorba de o ruptură. Și ALDE este tot un partid liberal. Este o grupare care a fost până anul trecut în Partidul Național Liberal. Adică aici este un aranjament între ei. Au aceeași gândire. Între ei, dar ALDE joacă cu PSD și cu UNEPR. Da, aici nu mai sunt probleme. Nu, aici lovitura de necrezut este dată PSD-ului prin candidatura lui Romeo Rădulescu. Și am văzut că au fost surprinși. Cine a dat lovitura? Cine câștigă? Președintele partidului, da, social-democrat, a dat o lovitură. Cui? Nu mortală, dar o lovitură puternică PSD-ului de la Vâlcea. Așa cum zărați, da? Da. De ce? Aici pot fi mai multe considerente. Liviu Dragnea, probabil că, să zicem, bine intenționat, a mers pe ideea, dom'le, dacă îl punem pe Rădulescu, atunci Rădulescu va fi votat de PSD-iști, dar va mai fi votat și de niște pediști ai lui. Corect, că a plecat omul cu niște pediști în spate. Dar întrebarea pe care nu și-o fi pus-o probabil Liviu Dragnea este aceea, măi, dar
ce ne facem cu PSD-știi, pentru că organizația județeană Vâlcea de la PSD cu siguranță nu este o organizație formată dintr-o turmă de oi. Oaie. Merge în față și ceilalți după. Așa. Și atunci PSD-știi mai mult ca sigur nu-l vor vota pe Romeo Rădulescu. Domnul știți. Măi, ei sunt disciplinați. Sunt disciplinați, dar nu chiar într-un asemenea grad. Pentru că vreau să vă spun public, în întâlnirile pe care le-am avut zilele acestea, foarte mulți PSD-iști, contrariați, nemulțumiți, au spus că nu mai votează cu PSD-ul. Le-o fi trecând. Pe cu cine să voteze? Nu știu. Cu Partidul Socialist. Dacă ar fi să voteze cu Partidul Socialist, aici eu vă spun că nu e, pentru că diferența de gândire dintre ei care sunt de stânga și Partidul Socialist Român nu e deloc mare. Sigur. Însă, domnul președinte, haideți să le spunem telespectatorilor un mare adevăr. De când e lumea și pământul, campaniile electorale se fac cu mijloace specifice campaniilor electorale și imaginea se creează cu mijloace specifice. Vreau să vă spun că actualul primar al PSD-ului, domnul Ion Gigi Matei, a refuzat, știți, sunt unii care spun, domnule, eu nu beau un pahar de vin, dă-te mă să nu devin alcoolic, sau nu știu ce comparație să fac. Domnia sa a refuzat să comunice cu acest oraș, Râmnicu Vâlcea. Deci, nu tu cont de Facebook, nu tu comunicate meseriașe, nu prezențe prea multe la televizor, pe când Romeo Rădulescu, el felicit din punctul ăsta de vedere, permanent și-a făcut un site, este singurul politician din Vâlcea care are site și-a cumpărat un domeniu, romeorădulescu.ro, și-a făcut omul site. Și se joacă acolo cum vrea el cu site-ul lui. Apare la televizor, vă spun acum, când joi, l-am invitat la emisiunea mea ca să mă trezesc că înainte de emisiunea mea, tot în acest, la această televiziune, de la alt studio, altfel amenajat, fusese la colega mea. Deci omul apare pe televizor până aproape de supraexpunere. Vorbește cu lumea. Gigi Matei n-a făcut-o. Acum, să nu se supere Gigi Matei, dar Gigi Matei nici la telefon nu mai răspunde, cum era pe timpul Doreș Jurcan. Știți? A intrat în silențiu stampa ca fotbaliștii. Ce atunci? Aici, dacă analizăm pe fiecare om în parte, fiecare este cu problemele lui. Cu plusuri și cu minusuri. La unii mai multe plusuri, la alții mai multe minusuri. Nu, eu vă spuneam de lucrul ăsta care, peste care eu, unul, n-aș putea să trec. Până astăzi, dumneavoastră mă înjurați continuu, aveți numai cuvinte respingătoare la adresa mea și de mâine încolo veniți și spuneți, păi, dar eu sunt reprezentantul tău. Domnule, în afară de dumneavoastră socialiștii și de partidele care au apărut acum, că au apărut unele de care nu știam, Partidul Umanist, Partidul Conservator Umanist, Partidul România Unită, Partidul Noua Republică și mai departe, ăla al lui Joan, nu mai știu cum îl cheam, ei s-au înjurat între ei permanent, dumneavoastră, toți cu toți. I-au guvernat toți cu toți între ei, da? Deci la un moment dat Victor Ponta cu Elena Udrea au făcut parte din același guvern pe care s-au înjurat. Vă spuneam puțin mai înainte Victor Ponta cu liberalii pe care s-au înjurat. Vă spuneam puțin mai înainte că sistemul este vinovat. Sistemul este vinovat pentru că admite ca să fie propuși pentru a fi aleși și să fie numiți în cele mai înalte funcții din stat oameni care sunt certați și cu moralitatea, oameni care nu au caracter și mai mult infractori. Dom'le, nu se poate așa ceva. N-ai voie. Dom'le, dacă n-ai o anumită ținută morală, stai acasă. Adică nu se poate. Vedeți, am avut în Parlament zeci de parlamentari, nu mai vorbim de propuneri, zeci de parlamentari care au fost
condamnați. Sunt alte, mult peste 100, care au dosar. Îl avem, oamenii ăștia, noi suntem nemulțumiți de legile care se dau. Ce lege să dea un om care știe că are dosarul pe rol sau la DNA sau nu mai știu pe unde, care e preocupat numai de nu știu ce afaceri oneroase? N-are cum să dea nicio lege. Da, e corect. Bun. Deci cu moralitate, cu morala suntem... Deci practic nu mai există morala în politică. În momentul ăsta în România nu există nici cea mai mică urmă de moralitate. Păi închipuiți-vă, liberalii l-au propus primar pe Mircea Gutău, după care nu s-a putut că la centru l-au respins. Acum îl propun pe Grig Crăciunescu, care va lupta contra lui Mircea Gutău. Nu? Da. Și nu știi, deci iar... Și PSD-ul l-a propus de la centru. PSD-ul l-a propus iar județul... Romeo. Bine, știa, a fost și o lucrătură de aici locală. Domnul Costi Rădulescu nu poate recunoaște treaba asta, da. Și el a vrut un candidat care să aibă notorietate. Romeo Rădulescu nu-și ia păcatele, deci ți-a pus spășitor al tuturor șantierelor, Zăvoiu, centru și mai departe, este Gigi Matei. Știți cum era la evrei? Cu toate că luau un țap proiectele... și luau un țap și trimiteau în deșert să moară de foame. Cu toate că proiectele erau de mult și gândite și antamate unele dintre ele. Sigur că da. Deci eu nu-l consider pe Gigi Matei vinovat, atât de vinovat pe cât s-a spus, numai că el, domnul președinte, discutăm aici, el n-a vrut cu o încăpățânare demnă de o cauză mai bună să se pună în valoare, ori politica să nu se pui în valoare. Aici mai apare încă un aspect. Nu a făcut lucrul ăsta în condițiile în care la primărie are o serie de consilieri care sunt consilieri ai primarului. Și da, care nu trebuiau să facă altceva decât să se ocupe de aspectul ăsta. Păi da, dar nu sunt aleși nici cei pe criterii de competență, da? Deci când ești consilier pe comunicare, păi tu mănânci în plus presă pe pâine și comunicare pe pâine. Da, lumea poate să-i și reproșeze o serie întreagă. De eu ca tehnician îi reproșez. Treaba dumnealui, nu știu dacă lumea îi reproșez. Că să știți că lumea nu e atentă. Lumea zice, băi, tu stai de vorbă cu mine bine, nu stai de vorbă bine. Uite, spre exemplu, eu, primarului Matei, nu îi reproșez de ce s-a întâmplat cu trecerea asta peste calea ferată. Dar pot să-i reproșez de faptul că, domne, are un șantier, nu știu ce contract, ce, cu podul peste Olt. Deci sunt 2-3 oameni care lucrează pe acolo și ține podul ăla în construcție de ani de zile. Nu se poate așa ceva. Adică firma aia trebuia să zboare de foarte mult timp și să plătească foarte mari penalități pentru nerealizare. Ce știe, poate că legea nu-i permite. Eu cred poate că până la urmă, dar... până la urmă, știți, se va termina și centru, o să... ne mirăm cu toții peste un an de zile. O să spunem așa, centrul ăsta l-a făcut Matei, pe cuvânt de onoare, că l-a întârziat, o să uităm că l-a întârziat. Ne place, că o să ne placă, față de cerea, și pasajul ăla. Eu mi-aș dori să iasă un cer. Și Matei, la revedere, nu mai este, nici măcar nu vrea să comunice cu Romeo Rădulescu să fie în viitoarea echipă, eventual un viceprimar. E și greu, să știți. E greu, dar trebuie să treci. Sunt oameni care nu pot să treacă. Trebuie să treci. Altfel pleci, nu? Trebuie să treci. Oricum, asta e situația, să știți. Oricum, din punctul meu de vedere, primarul trebuie să fie reprezentantul capitalului uman în această societate capitalistă în care capitalul financiar are reprezentanți extrem de vizibili, extrem de potenți și extrem de dușmănoși la adresa capitalului uman. E corect. Lucrul ăsta nu l-am auzit de la niciun candidat. Primarul trebuie să înceteze odată pentru totdeauna cu aceste idei nenorocite cu investitorii străini. Dom'le, niciun investitor nu vine ca să îți rezolve ție problemele. Ei, asigură locuri de muncă și plătește impozite. Eu vreau să cred că în municipiul Râmnicu-Vâlcea nu sunt numai handicapați. În municipiul Râmnicu-Vâlcea sunt oameni extraordinari, oameni care de-a lungul timpului au demonstrat că știu și că pot să facă lucruri extraordinare. Au făcut toate întreprinderile care au fost în Râmnicu-Vâlcea și care mai sunt unele dintre ele, ei le-au făcut atunci când nu aveau
De niciunele. Vulcenii, nu investitorii străini, e corect. Vulcenii. E corect ce spuneți, da. Și atunci, dintr-o dată, i-am transformat pe acești vulceni, pe acești oameni admirabili, la fel cum sunt toți românii, în niște slugi pe plantație. Cel care vine mai mult decât atât, așa zic și investitorii străini, nici nu vin cel puțin cu un capital foarte serios, nu, vin pentru că e mâna de lucru foarte ieftină, îi angajează pe toți la salariu minim pe economie și hai, munciți băieți că eu sunt... Bine, unii vin, cum sunt cei de la Foresia care au venit și au... Dom'le, ce fac cei de la Foresia? Păi... Au fac niște confecții, nu? Nu știu. Așa, bun. Ce fac? Trebuie, dar noi am avut aici, în municipiu Râmnicu-Vâlcea, am avut mii de croitori, am avut mii de locuri de muncă în domeniul ăla. Dar acești oameni care ne conduc de 26 de ani au distrus toate întreprinderile și acum ne bucurăm de mamă, mamă, că a venit unul ca să-i țină pe oamenii noștri cu salariu minim pe economie. Deci sunt niște lucruri pe care, adică asta mi-aș dori eu, să schimbăm această mentalitate bolnavă. Pentru că suntem foarte bine spune, suntem aici la o tacla, să zic. Presei de-a lungul acestor 26 de ani i s-au livrat niște concepte, multe dintre ele false și dăunătoare. Mai mult decât false. Cum ar fi? De ce nu ne zorim cu negocierea capitolului de aderare la Uniunea Europeană? S-a pus presiune, oamenii erau la Bruxelles și spunea România Liberă așa, dacă în 48 de ore nu terminați cu capitolul agricultură, să vă dați demisia. Și oamenii ăia o lăsau moartă cu agricultura în condițiile în care dorea Bruxelles-ul, da? Deci nu s-a negociat. Dar nici nu am trimis oameni competenți care să negocieze. Dar lăsând la o parte, dar a fost un galop. Fără acolo discuție, da. Dom'le, cât mai repede, cât mai repede să aderăm, nu contează cum. Important e să semnăm. Și am semnat tot felul de prostii acolo. După care, privatizările. Să privatizăm în prostie. S-a privatizat Petrom. Ca să aflăm după aia că a fost preț, dom'le, asta ți se face, cum să zic, ți se face rău când... Să spună însuși Năstase că a fost, să sugereze că a fost un preț plătit de România pentru aderarea la Uniunea Europeană. Un preț plătit Austriei. Aș putea spune de este unde incredibil. De unde nu știm noi că e adevărat? Pentru bun, că putea, e, poate, e posibil să că fi. Dacă au semnat niște nebuni, da, acolo fără să se uite. Bun, după care ideea asta cu privatiza, cu investitorul străin și cu privatiza. Dumnezeu, hai să privatizăm orice. Avem exemplul ăsta cu Petrom. Atunci când domnule, au dat arpechimul OMV-ului, fără niciun leu. Noi s-au rugat de ei. Eu lucram la Pitești, cum lucrez și acum, dar eram numai la Pitești. S-au rugat de ei. Au zis așa, dacă OMV-ul ia ce a luat, da, Petromul, precis arpechimul moare. Și atunci s-au dus la București. Nu au venit niște băieți deștepți care le-au spus unor guguștuși de la da, lucrul ăsta, guguștuși nefiind... Nefiind competenți, neavând o expertiză, neavând o analiză, s-au dus la București, în genunchi s-au rugat, dom'le, vă rugăm frumos, dați-ne și arpechimul ăsta. Iar pe chimul, acum, la ora asta e un monat. Dar acum să mergem mai departe. Au semnat actul și mai departe, OMV-ul îi cere statului român peste 500 de milioane de euro ca să ecologizeze suprafețele de pământ de la Arpechim. Nu e posibil așa ceva? Adică am vândut un miliard de euro și din care 500 de miliarde și le, noi, le noi, am pierdut, noi am pierdut tot, de la un cap la altul. Adică am fost prăduiți de oamenii noștri, de conducătorii noștri. Corect. Și atunci... Știți cum era în sfârșitul deceniului, deci în 1998-99, Știți cum duduia Arpechimul? Cum duduia și Olchimul, care vă erau spun, în legătură deci permanentă. Duduia, pur și simplu, era coadă la mașini. Uite. Trebuia să bagi o pilă, să faci trafic de influență cuvântul, să ajungă. Am pronunțat cuvântul Olchim. Eu îmi doresc un primar care, din momentul în care primește mandatul, el să devină primul reprezentant al salariaților din Olchim. Cum să vă spun? Nu vă vine să credeți ce vă spun eu. Adică el să fie primul care pe de-o parte are și instrumentele necesare ca să discute cu
reprezentanții capitalului financiar și în același timp, domne, e altceva când ai primarul de partea ta. Atunci n-ar mai veni să protesteze 200 de salariați de la Ultim. Atunci ar fi venit toți 3.000 și lor li s-ar fi arăturat alte zeci de mii din municipiul. Familiile și toată pentru lumea. Pentru că toți suntem lezați de ceea ce se întâmplă acolo. Municipiul este într-o situație foarte proastă ca urmare a unor politici manageriale. Corect, domnul președinte. Definiția primarului era rămâne cu Vâlcea. Dar nu peste tot. Aici parcă mai mult, că am mai văzut și alte locuri. Este că el e administrator și atât. Nu. Și administratorul șoselelor și băncuțelor. Ăsta nu-i primar. Sigur. Ăsta nu-i primar. Al oamenilor e. Primarul oamenilor, în primul rând. Da. Este corect, așa trebuie. Că trebuie să facă și o stradă? Da. Că trebuie să gospodărească mai mult decât atât. Primarul trebuie să-și ia angajamentul că va crea în timpul mandatului lui 2-3.000 de locuri de muncă. Dumneavoastră puteți spune, păi cum? Păi în primul rând, n-ar trebui să mai cumpere nimic. Ar trebui să facă, ca un bun gospodar. Adică, uite, vă iau că am văzut subiectul ăsta, că a mai fost așa, a început o dispută cu privire la bănci. Băncile nu trebuiau cumpărate de nu știu unde din lume. Băncile puteau fi făcute aici, în municipiul Râmnicu-Vâlcea, de o echipă de tâmplari. Păi da. Mai departe. S-a încercat ceva, vă spun. Nu, domnul nu s-a încercat. Vă spun eu că nu s-a încercat și numai că... Păi, am văzut eu un atelier pe timpul lui Romeo Rădulescu. Chiar am văzut. În sfârșit. Nu mai e. Era mic. Mai departe. Sunt foarte multe alte lucruri care se pot face. Nu pot să fiu de acord ca primăria să aibă o societate pentru a mătura străzile. Dar să nu fie în stare să-și care gunoiul. Să vină o altă societate, de nu știu unde, care să transporte gunoiul din Râmnicu-Vâlcea la... Interesant, dar se consideră că ea sunt specializați în managementul gunoiului. Noi nu mai suntem în stare să facem nici managementul gunoiului. Deci astea sunt problemele primarului. În al treilea rând, primarul trebuie să aibă o relație foarte bună cu unitățile școlare și cu unitățile sanitare din municipiu. Pentru că într-o parte se face educația tineretului și în cealaltă se asigură sănătatea populației. Astea sunt probleme foarte serioase pe care trebuie să le aibă în vedere un primar. De ce nu candidați noastră pentru primăria Râmnicului? Mi se spune asta și la multe întâlniri. Adevărul e că eu, pe de-o parte, am foarte multe atribuții, iar dacă ar fi vorba să candidez, până acum nu m-am gândit la lucrul ăsta, dacă ar fi vorba să candidez, aș candida numai pentru a încerca să-i determin pe acești oameni să aibă o altfel de gândire. Pentru că gândirea, educația managerială a primarului este greșită. Trebuie să avem un alt mod de a gândi. Cum să vă spun? Vin unii și spun, domne, da, cum îmi promis dumneata mie că o să faci așa ceva? Eu nu am nevoie să promit nimic, pentru că nu fac eu. Trebuie să facă toți. Da, primarul trebuie să gândească într-un anumit fel. Primarul trebuie să gândească. Și să gândească altfel spus, mai puțin tehnic și mai mult cu gândul la oameni. Da, știu. Altfel spus, zice, domne, păi uite ăștia ce au făcut. Da. Bine, în momentul în care trebuie să ai mulțumesc. Reproșuri la adresa unui fost primar sau actual primar, atunci dacă îl mai votezi încă o dată și ai reproșuri, nu e bine pentru tine. Adică nu ești tu ești vinovat. Da, vă Eu, mulțumesc. Spre exemplu, merg pe ideea vă mulțumesc, da. Că omul trebuie să lupte, lupt să-mi apăr interesul meu, care este interes care este al tuturor. Când faci ceva pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea, eu fac pentru mine, că eu trăiesc aici, dar
Făcând pentru mine, fac pentru toată lumea. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Sunt și eu curios pe cine veți alege de candidat. Domnilor și domnilor, ne revedem mâine seara la ora 20. La revedere!